cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața! Am trecut de ziua de 13, deci putem spune că am dat ghinionul la o parte. Astăzi e 14 și pe surse astăzi s-ar pregăti la județ o nouă ședință extraordinară de îndată pentru alegerea vicepreședinților. Bineînțeles că s-au purtat tot felul de negocieri. Din nou, cine este dornic să mai afle câte ceva, poate intra pe Mesagerul de Neam să citească despre nunta cu dar în politica nemțeană de la Nașul Mare pentru 3 voturi pro sau 2 voturi pro, depinde. Și acolo, chiar dacă nu am dat nume, am spus cam ce li se oferă fracțiunii pro-Rosnovia din cadrul pro-România, apropo de cele 2 sau 3 voturi, depinde. Este joi și astăzi avem prima ediție din acest an a săptămânalului Mesagerul de Neamț. O ediție în care apar și rubrici noi, apare și început prima parte a unui serial de materiale și o să avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca ele să poată să fie duse până la capăt. Anul acesta, dacă se poate, an, număr de număr, este vorba despre România săracă văzută din neamț. Vrem să prezentăm realitățile județului așa cum sunt ele. Am început cu un caz, o femeie cu 5 copii care locuiește într-o casă care stă să se prăbușească la propriu. Și să nu credeți că este într-un cătun pe undeva, acest caz, este la câțiva kilometri de Piatra Neamț. În jur se construiesc case, vile frumoase, tocmai la Brășăuți, aici, lângă noi, în Dumbrava. Ce mai puteți citi? Un interviu cu domnul Filimon, noul manager de la spital, și o rubrică nouă, Mesagerul de Neamț, de la o săptămână la alta. Nu vă rețin decât cu câteva titluri. Omul săptămânii va apărea de data aceasta pentru curajul de a lucra cu Dan Vasile Constantin și Ionel Arsene. L-am declarat omul săptămânii pe Alexandru Filimon, care a preluat spitalul. Bârfa săptămânii vă lăsăm să o citiți dumneavoastră. După aceea, 3 titluri. Mihail Popescu, o achiziție utilă pentru Direcția Națională Anticorupție. Andrei Carabelea, live-ul și calculele bancare și cumpănașul erou național decorat la Piatra Neamț. Multă lume a uitat, a fost decorat la Piatra Neamț, a primit și o spadă și, nota bene, ca să facem legătura cu invitatul nostru de astăzi, el nu avea atunci atribuții în sensul acesta, dar la gala, cum se chema, doamne, gala aceea? Gala învățământului, gala valorilor din învățământul nemțean, a fost premiat cu un premiu special domnul Alexandru Cumpănașu în anul de grație, dacă nu mă înșel, 2017. Invitatul de astăzi, inspectorul școlar general, domnul Mihai Obreja, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră, celor care ne urmăresc, fiind început de an, să spunem, și prima ieșire publică, doresc să transmit și eu, în primul rând, la mulți ani, multă sănătate și celor din sistemul de educație, celor cu care lucrăm, colaboratorilor noștri și cu speranța că vom face lucrurile să fie mai bune pentru copii, în primul rând. Pot să vă spun, domnule general, da, deci domnule general. Și profesor, cel mai bine mă simt confortabil. Profesor în general și general la... de 40 de ani și mă simt. Domnul Obreja, haideți să discutăm un pic că, uite, a început din nou școala și acum se termină semestru 1, trebuie să înceapă semestru 2. Eu nu vreau să discut nici despre condițiile de învățământ online, deși putem aminti și asta. Eu vreau să vă întreb așa, la început,
cum se va încheia acest semestru? Multă lume spune, dom'le, ce facem cu copiii care n-au putut să învețe online? Nu vorbim despre aia care teoretic au învățat online. Practic, nu. Ce ne facem cu ei și ce se va întâmpla? Asta este întrebarea pe buzele tuturor. Ce se va întâmpla după data de 8 februarie? În primul rând, este bine să spunem că am realizat o analiză la nivelul județului Neamț, deci în toate unitățile de învățământ, în legătură cu acei elevi aflați, să spunem, în situație de risc, adică în situația de a nu-și putea încheia media la sfârșitul primului semestru. Aveam aceste date, le-am raportat și la minister, ne-au fost cerute. Raportați-ne și nouă, vă rog frumos. Ne-am făcut o analiză comparativă cu situația de la sfârșitul semestrului întâi al anului școlar 2019-2020 și vreau să vă spun că abaterile nu sunt prea mari. Unele sunt în sensul, sunt mai puțin copii care probabil vor avea situația neîncheiată. Cred că la primar, dacă în urban, cred că erau 90 anul trecut, anul acesta sunt 63, parcă, dacă rețin bine cifra. La fel stau lucrurile și la gimnaziu, acum, dar nu știu în ce măsură sunt și relevante. Asta vreau să vă întreb, sunt cifre relevante și mai ales sunt... Și câtă seriozitate există, câtă seriozitate... și colectarea și raportarea exact lor. Și poate cel mai important... Dacă nu, cumva, se va întâmpla un lucru pe care eu nu mi l-aș dori, adică să existe intenția aceasta de a încheia situațiile la cât mai mulți elevi, trecând peste faptul că poate nu toți au putut participa la învățământul online așa cum trebuie, nu toți s-au dobândit, să spunem, și-au parcurs conținuturile de învățare. Și la noi a existat, an de rândul, tendința aceasta de a raporta ceea ce dă poate vreau bine să vă spun că raportările de genul ăsta, raportările de genul acesta sunt o obișnuință care, da, cum să spun eu... Nouă nu ne-a cerut ministerul și vreau să le spun și, și le-am spus și colegilor să facem competiție de cifre, de procente, ba din potrivă. Acolo unde au apărut procente mari și ne amintim de acele procente privind asigurarea echipamentelor, unde au fost județe care au raportat 80%, 90%. Iar în momentul în care s-a realizat această asociere în SIR, în acel sistem, elev, echipament, profesor, echipament, ați văzut că la nivel național, în acest moment în care vorbim, există încă un deficit, cred că undeva pe la vreo 250.000 de echipamente. Adică aproape suntem în situația din mai iunie, prima situație. De ce? Pentru că în prima fază probabil au raportat echipament și telefonul și smartphone-ul, acum s-au restrâns la tabletă și laptop. Asta poate fi o explicație. După părerea mea, mai există o explicație legată de seriozitatea cu care s-a raportat atunci. Pentru că noi am rugat pe colegii directori să ia legătura cu diriginții și diriginții cu părinții. Numai că, vedeți, multe raportări s-au făcut din birouri și, din păcate, în ceea ce înseamnă administrația școlilor, pandemia a însemnat un pic de confort. Și nu vreau să-i supăr pe colegii directori, dar stând acasă atâtea luni ca director, ți-ai făcut orile și mai puțin vizibilă implicarea directă în gestionarea problemelor școlii și mă refer în primul rând la cele care vizează elevii. Mai pot fi și alte explicații. O concluzie aici, cred că problema aceasta a infrastructurii școlare nu mai poate fi, ușor, ușor, nu mai poate fi invocată, pentru că s-au asigurat suficiente materiale. S-au făcut achiziții, s-au cheltuit banii, au mers tablete în școli. Au mers odată 7519. Mai vin acum tablete? Nu, dar le avem și le distribuim acum. Zilele acestea sunt cele care au venit pe final de an. Încă 1300 de tablete și alte echipamente vor primi, în special școlile din rural, acolo ne concentrăm cu precădere. Cei din urban au mai beneficiat de-a lungul timpului de dotări. Vin 1500 de laptopuri pentru cei din programul ROZE și o să vedem și aici cât de eficientă este activitatea în cadrul acestui program, pentru că acele licee tehnologice și nu numai vocaționale prinse în acest program aveau și niște indicatori.
inclusiv cei legați de absolvirea examenilor finale. Ne referim aici, în primul rând, la examenul de bacalaureat. Sunt bani investiți pentru a pregăti copiii încât să avem o rată mai mare de reușită. Deci, problema aceasta a echipamentelor, după părerea mea, nu mai trebuie să fie pe primul loc pe agendă. Bun. Haideți să intrăm în niște amănunte, că lumea asta așteaptă. Dar aici, ca să închid, păi asta vreau. Încheierea... Cum se face încheierea mediilor în acest an? Noi am avut o videoconferință cu ministerul nu săptămâna trecută, săptămâna aceasta, și în cadrul videoconferinței s-au luat în discuție câteva probleme, printre care și cea legată de încheierea situației la învățătură la sfârșitul primului semestru, odată, și doi, pentru elevii care rămân cu situație neîncheiată, cum vom proceda la reluarea cursului în semestrul al doilea. Pentru prima chestiune, după ce am fost și noi consultați, a existat deci o consultare, să spunem, chiar și în teritoriu, părerile sau... Mi-a plăcut asta, chiar și în teritoriu. Chiar și în teritoriu, dar a existat sau s-a conturat ca idee să mergem pe încheierea mediilor cu cel puțin două note, să nu mai ținem cont de acea prevedere numărul de note egal cu numărul de discipline din planul cadru, atât se va menține cerința aceasta pentru cei aflați în situații de corigență să aibă o notă pusă acum pe final de semestru, cele trei săptămâni care mai sunt acum. Până ca să evalueze acum la da, final. Ca să fie o evaluare și aici pe final de semestru. Asta este o problemă care va face obiectul unui ordin de ministru pentru că trebuie modificat regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar. Și a doua chestiune, care este foarte importantă, este cea încheierii mediilor pentru acei copii care nu vor reuși să aibă situația încheiată la sfârșitul semestrului întâi. Și aici propunerea care s-a conturat în urma dezbaterii este aceea de a prelungi acel termen de la 4 săptămâni la 8 săptămâni, timp în care ne concentrăm nu pe încheierea mediilor în sensul de a aduce copilul, a susține un test de evaluare, nu. Problema este ca în cele 8 săptămâni să derulăm activități remediale. De altfel, noi, înainte de a veni ministerul cu această cerință, încă din, cred că din noiembrie-decembrie, noi la nivelul Inspectoratului Neamț am solicitat școlilor să-și pună la punct o procedură exact pe acest subiect, al unor acțiuni remediale pentru copiii aflați în situații de risc. Atunci, înțelegând prin situații de risc, inclusiv faptul că nu dispun de dispozitive sau nu au acces la internet, ministerul va avea un program aici cu finanțare europeană, suma este mare, cred că 30 de milioane de euro, bani care vor veni inclusiv pe cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, adică se vor duce banii în medie 100 de euro, dacă am înțeles corect, per elev. Asta, bineînțeles, că acest program de acțiuni remediale trebuie pus în practică împreună cu profesorii, cu acordul profesorilor. Am o întrebare. În afara cursurilor, înțeles. Vom vedea dacă în weekend sunt anumite probleme care vor apărea categoric. Și acțiunile acestea remediale se vor face tot online? Iar cerința este... Cerința este ca aceste acțiuni remediale să se desfășoare față în față. Păi de asta vă spun, că aici este important. Bun, mă întreabă o colaboratoare a noastră, așa, la emisiune, tot timpul este atentă, dacă există varianta repetării anului școlar. N-am înțeles dacă există varianta repetării anului școlar pentru copiii respectivi. Varianta repetării întregului an școlar, cred că nu intră în discuție. Noi știm și cine întreabă, dacă este din învățământ, cred că știe. Nu știu. Nu întotdeauna cei care lucrează în învățământ cunosc și regulamentele și uneori chiar directorii. Și am constatat și în aceste zile că nu întotdeauna citesc cu atenție metodologiile, regulamentele. Un elev, dacă rămâne cu situații neîncheiate la primul semestru, are posibilitatea în al doilea semestru, deci era în regulament, e pe 4 semestru. Da, are 4, poate dacă să ia... Dacă nu se încheie nici acolo, nu e nicio problemă, dacă el parcurge semestrul al doilea și încheie și poate încheia după aceea în vară,
pentru semestrul întâi. Sau dacă n-am cheiat nici pentru al doilea, poate înainte pentru ambele semestre, de corigență, da. Pentru ambele semestre. Bun. Să parcurg toți pașii care am înțeles. Închidem subiectul ăsta, da. Că vreau să ajung la unul care este dureros. Care este dureros și care face valuri, ca să spun așa, și în rândul părinților, dar mai puțin. În rândul cadrelor didactice, a directorilor de școli, inspectorat și presa. Că e deliciu presei. Anul ce vine, adică anul școlar următor, vom avea 25 de clase mai puțin. Da, ne vine precizare dacă se va putea repeta pentru toți copiii, măcar la nivelul învățământului primar. Eu zic că în vară ar trebui ceva cu învățământul primar făcut. Pentru că acei copii... ideea unor școli de vară... Deci aici trebuie, are dreptate foarte da. Mare, mai ales la copiii de clasa întâia. Corect, da. Aici e o problemă. Dar și până în vară, dacă vom relua cursurile... Există dacă... totuși posibilitatea, vom relua cursurile în sensul integral cele luni care au mai rămas. Da, știu, 15 am înțeles. La asta mă refer. Atunci avem un interval în care am putea, pentru toți copiii, să venim de fapt cu niște acțiuni remediale. Pentru că, într-un fel sau altul, se vedem. Toți copiii au avut, într-un fel sau altul, de pierdut. Eu aici sunt sceptic, așa că vom vedea. Spuneți-mi. Avem 25 de clase mai puțin. Anul trecut am avut cu câte? Nu mai țin minte. Mai puține. Mai puțin oricum. Da. Anul viitor, probabil că vor fi mai puține clase, dar ne revenim, ca să spunem, da. Ca sistem. Așa. După aceea, nu discutăm. De ce s-a ajuns în situația asta? Primul lucru, vreau să vă mulțumesc că mi-ați oferit posibilitatea aceasta să vin și să explic ce se întâmplă pe subiectul acesta al planului de școlarizare, pentru că există și un soi de manipulare, din păcate, în spațiu public. Au apărut că inspectorul general a tăiat clasii, că se taie norme, că nu sunt fonduri. Dacă luăm scripta Manet... Da. În perioada cât sunteți inspector general, scade numărul de clase. Scade, deci, da. Semnați. Adică eu cunosc inspector general care și-au semnat singuri transferul de la reducerea de activitate. Normal că și-au semnat ajungem singuri. Ajungem și la subiectul acesta. Normal că și-au semnat de singuri. Norme. Deci el este un subiect haideți să ne întoarcem la clase. Nu are legătură directă cu problema în discuție. Cum a ajuns? Sunt copii mai puțin probabil. Da, și ca să nu... pentru că ni s-a invocat că nu am fost transparenți, că nu am venit cu explicații în legătură cu... nu am făcut o analiză. Vă rugăm, explicați. Da? Proiectul planului de școlarizare pentru anul curent, deci mă refer la 2020-2021, deci anul în care suntem școlar, a fost făcut întocmit pe 4.436 de elevi. Asta a generat 158 de clase cu care am mers noi anul trecut în ianuarie, am mers personal la sfârșitul lunii ianuarie cu planul de școlarizare la minister, mi-a fost aprobat pentru că a fost întocmit corect, da? Din cele 158 am realizat 157. Deci noi anul trecut nu am realizat o clasă. Da? Deci a fost... Unde era asta? Nu mai știu. Cred că e o clasă de profesional prin zona Roman, cred. Da. Mă rog. N-am la mine exact și nu vreau să risc să greșesc. Anul acesta, deci de la 4.436 de elevi, da? Avem în clasa 8-a 3.701 elevi. Deci cu 725 de elevi mai puțin. Când împărțim 3.701 la 28, rezultă 132 de clase cu 25 aici mai puțin. Am înțeles, dar eu pot să vă întreb ceva? De ce împărțim la 28 și nu putem răspund împărți la 24? Aici. Le-am explicat directorilor și aveau și dumnealor obligația să producă exact aceeași explicație, în primul rând colegilor, profesori, și mai departe părinților, pentru că legea 185 adoptată anul trecut în legătură cu modificarea legii educației naționale în ceea ce privește efectivele de elevi, nu are normative de aplicare. Ea se aplică teoretic de la 1 septembrie 2020, dar nu avem norme de aplicare în acest moment. Și ce spune legea aia fără norme de aplicare? Fără norme de aplicare, 24 de copii la clasele de început, clasa a noua. Lăsați-mă să înțeleg. Deci avem o lege dată anul trecut, da.
Și de anul trecut, onor guvernanții, n-au făcut norme de aplicare care în anul acesta, că situația nu e numai în Neamț, avem și la Suceava, mai grav, avem și la Bacău și în alte județe, da? Scăderea numărului de elevi. Da. N-au fost capabili să facă niște norme de aplicare care să permită reducerea numărului de elevi în clase de la 28 la 24. În condițiile în care, în toată Europa, în perioada aceasta, numărul de elevi la clase a scăzut și au fost angajați oameni în sistem ca să predea, ca să poată să facă față noilor provocări din învățământ. Bun, ok, numai că asta nu ne afectează prea mult, domnul Bălănescu, și vă explic și de ce. Pentru că dacă mergem acum și facem o analiză, și știți foarte bine că într-o emisiune am discutat, anterioară, am discutat și despre problema efectivelor, funcționarea unor clase sub mediu, sub minim. Deci dacă facem această analiză, legea aceasta cu 24 nu avantajează. Deci strict matematic, dacă facem împărțirea, am fi avut în loc de 25, să spunem 23 de clase mai puțin. Dar nu rezolvă problema în sensul în care nu, dar numărul de clase este raportat, vedeți, în mod constant numai la normele am didactice. Înțeles, dar eu mă refer la altceva, nu? Și la confortul elevului în clasă și, este, și la modul în care predai. Asta este problema, de fapt, de fond. Este cea legată de modul de lucru cu elevii. Și implicit vin și celelalte lucruri. Se dar mai câștigă și două această plăt. Problemă a confortului la clasă, pe care eu mi-l doresc, mulți profesori și-l doresc, dar, din păcate, nu întotdeauna și directorii și-au dorit acest lucru. Bun. Și știți foarte bine că dacă noi plecăm cu 24, să spunem că se aplică legea și plecăm cu 24 și ne lasă un spațiu acolo să mergem până la 30 de copii, luăm licee din oraș și o să vedeți dumneavoastră cum funcționează astăzi și cu 32 și cu 34. Păi de ce funcționează, domnul general? Pentru că au trecut, au încălcat regulamentul. Păi și dacă au încălcat regulamentul, domnul general? Să facem o asemenea verificare pe respectarea regulamentului. Pentru că au fost... Eu m-am săturat, domnule, să aud tot timpul că se încalcă regulamentul. Dar l-au păi dar dacă de ce îl mai face? L-au încălcat de multe ori și cu concursul inspectoratului școlar, care a intervenit, transferă-l pe X, pe Y, și acum unii directori s-au supărat când li s-a reproșat faptul acesta legat de transferul elevilor și al doilea legat de mobilități. Adică cum au angajat profesorii în școala respectivă? Vă opresc. Știți că Mircea Dinescu a scos o revistă pe vremuri. Se chema Plai cu boi. Da, corect. Nu vreau să fac legătura între titlu și situația aceea numită plai, despre care multă lume nu știe că există. Poate ne spuneți dumneavoastră ce înseamnă plai. Spune-mi plai, ce înseamnă plai. Deci, plai. Deci există, este un fel de situație. Plai este planul local de acțiune sau planul de acțiune locală. Și bineînțeles că acel plan este fundamentat pe niște cifre, pe niște date. Avem niște cifre. Niște date statistice. Inspectoratul școlar, cineva de acolo sau o grupă de deci oameni. Noi când luăm deciziile acestea, trebuie să ținem cont de acest plan care a fost aprobat în comitetul local. Planul ăsta se actualizează la 5 ani, parcă, sau la 4 ani, nu mai țin minte. Cine a condus inspectoratul școlar știa acum 4 ani, acum 3 ani, că anul viitor vom avea cu 23-25 de clase. Da, domnul Bălănescu, știau. Ce-am făcut? Pentru că în sistemul informatic... Nu mă lăsați, eu moderez. Eu moderez aici. Da. Mă lăsați să mă duc mai departe. Deci știau, da? Da. În perioada asta de 3-5 ani, dacă se știa, și erau licee în care știam, domne, peste 3 ani nu voi avea catedre acolo și clase, la liceele alea s-au făcut titularizări? Da, domnul Bălănescu, s-au făcut și titularizări. De ce, domnul general, dacă exista plai? Eu nu pot să răspund pentru cei care au fost, dar este foarte clar că s-au produs astfel de lucruri, s-au făcut titularizări și acum ne trezim că invocăm posibile reduceri de activitate, restrângeri de activitate. Și restrângerile astea la mâna cui sunt, domnul general? Restrângerile la mâna celor care au propus normele didactice acolo și acum ultimii veniți
vor fi primii care rămân? Da, poate nu chiar așa, dar... Adică că spilele directorilor? Dar haideți ca să vorbim pe aia dreaptă. Care au fost incorrecte, inclusiv în constituirea normelor didactice, da? Nu întotdeauna au fost comunicate orele corect. Deci suferința a fost și pentru unii profesori care de-a lungul timpului au susținut concursuri. Fiecare an concurs, și când veneau să vadă lista cu posturile vacante, nu aveau pe ce să se titularizeze, pentru că au fost și ore necomunicate. Necomunicate, ba avem, slavă Domnului, la licee bune, da, și la școli bune, s-au catedre ținute. S-au constituit norme pentru titularizare și cu CDS-uri. Nu. Ce înseamnă CDS-uri? Curiculum la decizia școlii. Așa. Sunt acele discipline care sunt propuse la nivelul comunității școlare. Acum avem și o nouă metodologie. Hai să spunem ore opționale. Da, opționale, da, ca să fie pe înțelesul tuturor. Și acolo exista și există o procedură foarte clară în ceea ce privește elaborarea curiculumului la decizia școlii, da? Adică trebuie să vezi întâi ce resurse are școala, ce resurse umane, cât poți să propui un curs, dar nu ai profesorul pregătit pentru acel curs. Doi, după ce se discute la nivelul catedrelor aceste propuneri, după ce există o programă, un suport de curs, ele trebuie să ajungă la colectivele de elevi, să ajungă la... Și să aleagă. Eu vreau să fac despre astronomii, nu știu, celebri, așa, eu vreau să fac despre geografia județului, da, eu vreau să fac despre istoria județului, eu vreau să fac despre fizica aplicată. Nu vreau să particularizez, dar eu așa am procedat la Colegiul Petru Lareș și uneori am generat și am uitat că a fost direct la nivelul catedrelor. Uneori s-a reluat votul la nivelul elevilor și ce au dorit elevii, aceea s-a întâmplat și așa este starea de normalitate. Pentru că Dar vorbim de un liceu, vorbim de un liceu, da, de elită, da, în care relația este alta. Este alta. Opționalele acestea trebuie să oferi elevilor posibilitatea dezvoltării unor abilități. Vă întreb ceva. Eu sunt director, da? Eu sunt director și întâmplător predau matematică sau română. Dar hai să luăm matematică. Am la mine în școală un profesor, să spunem de matematică sau de română, care în viața lui n-a trimis un elev la olimpiadă, în viața lui n-a obținut un rezultat. A mers așa, lua, cum se spune, clasa a treia, știți, ca valoare din ciclu. Ei se dădea clasa a treia, a patra, nu, C-ul și D-ul, cum ar veni. Omul a ajuns la pensie, bine mersi, și acum, în momentul ăsta, el spune așa directorului, băi, nea directorul, noi am colaborat bine, nu ți-am făcut probleme, nu nimic, hai să facem așa. Fă-ți tu patru opționale și dă-mi mie să vin, că eu ăsta anii de pensie, dar știi, mai vreau să stau 2 ani. Câte locuri, câte chestii de genul acesta sunt în învățământ? Solicitări de prelungire anul trecut, sper să nu greșesc, cred că au fost în jur de 60 de astfel de solicitări. Aici legea, analiza, știu, o face Consiliul de Administrație a școlii. Consiliul de Administrație. De multe ori se invocă faptul că ei nu pot să nu-i ofere acest drept de a solicita continuarea peste vârsta de pensionare. Ne referim la 65 de ani, cei peste, da, 65 de ani. Dar aici aveți dreptate, pentru că normal, dacă invocăm acolo criterii, indicatori care țin de performanță, de performanță. Eu înțeleg să țin unul care a făcut performanță, ba chiar îl țin, cred, și mai mult. Sau, haide să spunem, și aici poate sunt de acord, am un cadru didactic calificat într-o structură undeva unde nu găsesc să acopăr, acolo pot, dacă solicită, să-l mențin pe cel care este. El, bun, rău, au un calificat la acea clasă. Chiar dacă este o soluție, să spunem, de compromis. Pentru că ne-am lovit și cu aspectul acesta pe o tendință de pensionare în cadrul acestui context pandemic. Deci au descoperit unii că e mai bine să plece la pensii, în ciuda faptului că au cerut prelungirii și au venit și au depus la noi cereri de pensionare în timpul anului școlar. Este un drept pe care l-au prin lege și după ce au depus cererea, au venit să... prin cap, le-a trecut că pot continua exact pe aceeași catedră, cu 20 de ore, cu 24, la plata cu ora. E exclus ca eu să dau o asemenea aprobare. Iar cei din școli care
până la urmă au autonomie, trebuie să-și asumi responsabilitatea unui asemenea act. Pentru că altfel nu este corect. Adică nu pot să lucrez, vreau la pensie, înseamnă că am niște motive. Niște motive care țin de starea de sănătate. De... Și atunci nu pot, azi mă pensionez și mâine sunt la plata cu ora. Eu din discuția asta înțeleg așa. Va fi un număr mai mic de clase la liceu. Eu aș vrea aici să, numai un pic, dacă îmi permite să mai dezvolt, ca să fie. Deci eu vreau să știu cum se face selecția acelor clase. Ca să fie foarte clar, să nu să fie informații care să ajungă și la presă. Probabil e cafeaua de dimineață, eu să vă ascult bând o cafea. O să transmit și un comunicat de presă. Deci cum să repartizați cei 3700 de elevi care vor termina clasa 8-a? 1307 sunt în zona Roman. Acolo vor fi aici am notez. 47 de clase, din care 3 clase mai puțin vor fi pe zona Roman. Este zona cel mai puțin afectată. Deci au mai mulți copii de a 8-a pentru absolvenți. Deci nu sunt alte criterii în funcție, în funcție de numărul de inspectori de la Roman, în funcție de parlamentar. Deci am făcut o analiză exact în funcție de parlamentar. Absolut am pe înțeles. Baza de selecție. M-ați liniștit. Pentru Piatra Neamț și Roznov, de zona aceasta, absolvenții de clasa 8-a vor fi 1451. Se pot constitui 52 de clase, cu 12 clase mai puțin decât avem curent. Punct. 12 clase zona... în zona Piatra Neamț și Roznov. Ce înseamnă zona Piatra? Imediat. Da, zona Piatra Neamț înseamnă Piatra Neamț oraș și toate comunile care sunt în jur, inclusiv Roznovul, toată zona asta spre Bacău, toată zona spre Borleș, Gândești. Am înțeles. Deci foarte puține. Acesta este bazinul din care vin copiii la licee și școli profesionale în Piatra Neamț. Deci avem o astfel de analiză. Bun. Târgu Neamț? Târgu Neamț, 676 de elevi, se pot constitui 33 de clase, cu 9 clase mai puțin decât anul trecut. Auleu. Asta înseamnă Târgu Neamț și toate comunele din jur, până în zona Păstrăveni, Țibucani, până în zona Pipirig, da? Până în zona Bălțătești, Crăcăoani, Ghindăoani, zona cealaltă, Vânători, Răucești, Bicaz. De acolo provin. Zona Bicaz și Valea Muntelui, e a patra zonă. Sunt 267 de elevi și se pot constitui 9 clase cu una mai puțin față de anul trecut. Bun. Recapitulăm. Pe zona Roman, 3 clase mai puțin, 1307 elevi. Pe zona Piatra Neamț, 12 clase. 12 clase mai puțin, Târgu Neamț, 9. 9 și Bicaz, 1. Bicaz, Valea Muntelui, 1. O clasă. Și atunci, după analiza noastră, i-am convocat pe directorii din zone. Ca să fie... Deci asta este o știre cu numărul de elevi și numărul de clase pe zone. Da, acestea sunt datele. Și vreau să spun aceste lucruri. În primul rând, ar fi trebuit directorii, când s-au întors în școli, să discute cinstit și onest cu profesorii, să le explice care este situația reală. Domnul general, directorii s-au concentrat asupra păstrării acelor clase, unele neacreditate, pe care le au. Mie îmi pare rău să spun un lucru. Eu n-am făcut ca director așa, adică nu. Și aici vorbim de directorii de licee. De licee. Nu m-am prezentat ca fiind salvatorul posturilor, ca fiind omul care dă o bucată de pâine. Adică te duci în școală și îi spui așa, știi, eu vreau să am 6 clase sau 7 clase, dar știți, inspectorul general nu vrea să-mi dea, o să-mi dea cu o clasă. Nu. Este o analiză făcută, eu zic că este corectă, este onestă. I-am adus la masă pe toți, deci toate zonele separat și am purtat aceste discuții ca să înțeleagă fiecare că nu avem alte soluții. Da? Adică eu pot să înțeleg că sprijin colegii acolo, dar nu pot să înțeleg, de exemplu, când tu ai, de exemplu, la plata cu ora, din 40 și ceva sau 50 de norme, ai 7 norme sau 8 norme la plata cu ora, să vii să-mi învoci problema aceasta legată de ocuparea personalului. Aceasta este o problemă pe care o ridică sindicatul și este corect să o ridici. Neapărat la finalul emisiunii trebuie să discutăm despre mesajele care le-am primit. Paritară? Și atunci s-am decis așa. Haideți să vedem. Deci pe Roman, școala Județeni Tămășeni, dispare. Profesional nu vor avea o clasă. Deci,
o clasă în Valea minus. Ursului și o clasă la programul la liceul cu program sportiv. Valea Ursului, o clasă, da. Și liceul, da, cu program sportiv. Au clase cu efective mici. Deci, au fost situații în care am dat aprobări la funcționare la minim. Deci este clar în Rom, în zona Roman, da, în zona Roman nu vor fi afectate liceele de tradiție. Da, liceele acelea au fost unele afectate anul trecut, când am tăiat de la Miron Costin, am tăiat de la Danu Biana. Deci, de la Roman Vodă? La Roman Vodă nu am tăiat deocamdată, n-am tăiat, că nu tăiem noi, nu-i vorba de tăiat, dar este singurul liceu care dezvoltă filiera teoretică din Roman, asta este explicația. Am înțeles. Să fim corecți. Din Roman că e singurul, mulți, da. Mulți au atacat, domnule, dar la Roman Vodă, că e X, eu primesc mesaje și îmi fac datoria să vă întreb. Să nu uităm că pe toată acea zonă avem singurul liceu pe filieră teoretică. Aici în Piatra avem și Rareșul și Hogașul și... Iar dacă ne referim la populația școlară, ați văzut că diferențele sunt mici. Sunt 150 de elevi mai mult pe zona. Revenim la o chestie. Primesc un mesaj extrem, da, de interesant. Nu se poate cu 24 de elevi și nu s-au dat normele. Pentru că finanțarea per elev, da, nu s-a modificat de ani buni, suma. Nu. Deci suma s-a modificat și răspund aici, da, celor care vor să știe, de la 3.000 și ceva, după ce s-a pus în aplicare noua lege a salarizării 153 și după ce s-au mărit salariile și haide să fim corecți că s-au mărit. S-au mărit salariile și atunci, da, era nevoie de mărirea sumei. Costul standard a ajuns la 6.000 și ceva este, nu vreau să greșesc și va fi modificat și costul standard, vreau să le spun colegilor, va fi probabil o hotărâre de guvern ca act subsecvent adoptării bugetului prin care se va mări costul standard, dar să nu se bucure că banii aceștia nu vor fi duse de guvern spre salarii, trebuie să acceptăm să-i ducem totuși spre în baza materială, să asigurăm condiții Am de înțeles. Confort în școală. Revenim la Piatra Neamț. Piatra Neamț, da, ia să vedem, 12 clase. 12 aici clase. E interesant. La Hogaș, la Rareș, informatică. Stați un pic, Hogaș, o clasă. Domnul Bălănescu, mai simplu, sunt toate, mai puțin forestierul, unde anul trecut li s-a luat o clasă și nu mai am ce lua. La Leonida, de exemplu, s-a luat o clasă și rămân fără nimic, pentru că nu am eu nicio vină că am aterizat acolo inspector general în context pandemic, pentru că eu m-am dus acolo și cu o anumită viziune. Și o am în minte. Și dacă rămân la inspectoratul școlar în continuare, am în gând să unific, să creez fie consorții, fie să contopesc unități școlare pentru a crește, a optimiza procesul, bun, de învățare. Haideți să luăm așa. Hogaș, o clasă. Rareș, una. Informatică, una. Asache, una. Spiru Haret, una. Cartianu, una. Transporturi, una. Leonida, una. Liceul de artă, una. Liceul cu program sportiv, una. Și Roznov, una. Deci, practic, toate liceele din zona noastră nu punem... Da. S-a invocat așa ceva. Noi pregătim experți în digitalizare. Sună foarte frumos. Dar noi avem o directivă europeană, domnul Bălănescu, care ne spune așa, că trebuie să asigurăm un raport 35 cu 65, hai să zicem, cei mai... Da? 40 cu 60, adică 60 învățământ tehnologic și învățământ profesional, că avem nevoie de forță de muncă calificată, și doar 35-40 filieră teoretică. Eu nu am vina acum, în acest moment, că după Revoluții toți au vrut, aici era gluma aceea lui Băsescu, pe care eu nu am gustat-o, dar care avea o doză, toți vor să fie filozofi. Deci toate liceele au vrut să dezvolte filiera. Dumneavoastră ați terminat filozofia, da, deci pot să înțeleg lucrul ăsta. Au vrut să dezvolte filiera teoretică. Hai să-ți dă bine să dezvolte o clasă de pedagogic. Și au descoperit ulterior că au lucrat după alte planuri de învățământ decât specializarea. Asta este o aluzie la o școală din Târgu Neamț. La o școală de acolo. Sau o altă școală. Care acum are o altă clasă neacreditată. O școală, cred că la Bicaz... O să verific dacă cred că este adevărul acesta. A dezvoltat specializarea științei sociale și s-au trezit după 3 ani sau 4 ani că nu au avizul ARACIP ca să solicite autorizare. N-aș fi vrut să dau aceste exemple. Ba, trebuie date pentru că arată haosul
dintr-un sistem și modul în care funcționează pe pile. Da, este bine să înțeleagă oamenii că ceea ce se întâmplă acum este și un preț pe care îl plătim pentru, pentru unele decizii luate probabil în anii din urmă, nu în cel mai bine. Cum puteai să faci o clasă de pedagogic așa? Da. Cine ți-a aprobat o clasă de pedagogic? N-am mers, au avut o specializare economică, au considerat că nu merge, cu toate că a fost creată tot la comandă, cum au fost create și licee la comandă, domnul Bălănescu. Transforme o școală generală în liceu. Dar nu, chestia era foarte simplă. Era vorba de catedre care, pentru că transferul de la școala generală la licee. Vreau să închid pe subiectul acesta, adică vreau să-i asigur pe colegii din învățământ, pe colegii mei profesori, că ceea ce facem, nu le va afecta, ce facem, ceea ce se întâmplă, nu le va afecta activitatea. Deci anul viitor nu vom avea reduceri de personal. Da, voi merge la minister cu 132 de clase, ăsta e maximal, și să dea Dumnezeu să realizăm acest plan, pentru că mai e o problemă pe care e bine să o știm. Spuneam înainte de emisiuni, pleacă din județul Neamț în medie 200 de copii anual și intră mai puțin. Deci mai avem pierderi și acolo. Câteva clase bune. Doi, la constituirea claselor mai mizăm și pe cei care au fost rematriculați. La constituirea claselor mai mizăm și pe cei care vin din afară. De exemplu, anul acesta școlar, clasele au fost un pic mărite ca efectiv, că am avut copii care au venit din afară. Ei, dacă veneau, să spunem, la începutul anului calendaristic, cum vin în perioada asta, că încă vin, vor putea fi luați în calcul pentru planul de școlarizare de anul viitor. Învățământul obligatoriu trebuie să ținem cont. Apropo de... Deci vreau numai un pic. Da. Am făcut un calcul, da? Deci, practic, dacă ar fi o diminuare, e 1,32 de norme per liceu, e vorba de 30 de licee, da? Adică 45 de norme, dar avem 45 de persoane care s-au pensionat numai de la 1 septembrie până acum, iar gradul de acoperire cu titulari în aceste unități școlare, și bine să știe și colegii din școli, este de până la 85%. Asta ce înseamnă? Stați un pic să explicăm. Deci, gradul de acoperire cu titular este până în 85%, asta în, eu zic că e undeva puțin mai jos, în jur de 80%. Da, e un calcul pe care l-am făcut. Deci există avem rezerve de 20, o rezervă de 20%. Care rezervă trebuie să fie folosită, dacă va fi cazul, pentru restrângere de activitate, care rezervă trebuie comunicată? Să știți că păstrez fragmentul ăsta. E o altă problemă, domnul Bălănescu, și vreau cum să comunică rezerva asta? Vă spun imediat. Pentru că rezervă de obicei se poate traduce în învățământ așa, supărare. Număr de ore la dispoziția directorului. O altă supărare, și eu nu am Facebook, dar am înțeles că pe Facebook unii care au fost și pe funcții de inspector general, care știu foarte bine care sunt mecanismele, noi avem metodologia Ordinul 5599, care vizează metodologia de fundamentare a cifrei de școlarizare pe de o parte, și am metodologia că ele trebuie pus în acord. Cea care vizează constituirea catedrelor. Este un ordin al ministrului din 5991, din 11-a 2020, și aici apare 28 de elevi la clasa a 9-a, ca să nu spune cineva că aici noi nu am respectat legea. Da? E o altă problemă. Metodologia spune clar, constituirea catedrelor se face la 18 ore. Dacă ai 17 ore tu în catedră și ai continuitate și adică ai o clasă la care ai 3 ore, vei avea 20 de ore sau 21 de ore. Dar ca să iau eu acum, să fac eu la nivelul școlii, constitui catedrele cu două, păi eu am avut la Rareș cu 24 de ore, am cerut domnului director, după ce n-am mai fost director, eu l-am ținut acele ore, 24, da? Pe săptămână. Dar n-am cerut 24 ca în august, la plata cu ora, directorul să-mi lase mie, că eu de fapt nu vreau decât 16 sau 18, și diferența să fie la plata cu ora dată într-o anumită conjunctură, realizată într-o anumită conjunctură. Deci să înțeleagă că nu cerem noi încălcând, că văd că iarăși circul un val ca și anul trecut, că inspectoratul ne ia dreptul la plata cu ora. Nu, plata cu ora este în august, atunci este etapa. Până în august constituim catedrele, încadrăm titularii și parcurgem exact toate etapele din calendar, ducem posturile în concurs național,
va fi un concurs național de titularizare. Pe ce titularizăm? Dacă nu sunt comunicate ne uităm orele, în plai, catedrele. Ne uităm în plai și vedem dacă titularizăm pentru catedre care se mențin 2 ani, 1 an. Da, facem uneori așa, s-a făcut așa, discreționar, și am vitregit oameni care vin în cabinet, vin în audiență, îi primesc, stau câte o oră să înțeleg situația, dă concurs de 4, 5, 6, 7 ani, știe că sunt ore și orele nu apar. Va fi transparent, orele vor fi pe portalul Ministerului și eu vreau să cred că așa este corect și vreau să cred că și colegii mei directori vor înțelege așa, dacă tot se invocă asta, dreptul la o bucățică de pâine, că și acei oameni care dau concursuri au dreptul lor prin lege să ocupe un post, o catedră. Bun. Haideți să mergem mai departe. Că lucrurile... Deci aici nu vor fi probleme cu la Piatra Neamț am înțeles. Mergem la Bicaz. La Bicaz, la Bicaz probabil că o singură clasă. Nu avem ce face că nu avem decât de la Bicaz. Da? Bun, de la liceul Carol mai Bicaz. Sunt pe la Dămuc, prin zonele păi, alea? Nu, acolo nu. Nu mai avem. Nu. Este Borca mai sus, dar la Borca nu pleacă copiii din zona da, de acolo e normal spre. Acolo. Și atunci ei își realizează planul cu copiii lor din zonă și cred că mai au și ceva peste care pleacă în altă parte. Eu, iar la Târgu Neamț domnul, sunt 9 domnul general, câte, uite, dacă fac un concurs da. Pentru un om, da. Prin lege, cât timp trebuie să mențin o catedra aia? Adică să existe catedre la nivel de școală pentru omul respectiv. Nu păi, parcă 4 ani de zile? Da, ea trebuie să aibă viabilitate. Date 4 ani bine, de zile. Acum legea permite și angajarea pe posturi care au viabilitate chiar sub 4 ani, au contracte pe perioadă determinată și în cazul în care postul este viabil peste, se pot transforma contractele din perioadă determinată în perioadă fără, alte, fără alt concurs. Da. Acum, de exemplu, la întregirea de normă și completare, profesorii se pot adresa și direct școlilor și o să vedem că și acum câtă transparență există. Deci eu știu că eu sunt profesor la școala auto și știu auto, că sunt și știu că și sunt ore la Hogaș. În specialitatea mea, la Hogaș acolo. Și de ce? Și depun o cerere de completare a catedrei acolo. S-ar putea să nu fie aprobată cererea respectivă, nu-i nimic. De către cine? Poftim? De către cine? Ce? De cine să fie aprobată cererea? De școală, de Consiliul da, de Administrație da, al Școlii. Școlii. Se poate asigura completarea, vin documentele, le avizăm. Am înțeles. Dacă nu, să nu-și facă probleme, că se pot adresa ulterior inspectoratului, avem și noi etapă de completare de normă didactică. Bun. Mergem mai departe. Toată lumea vorbește despre învățământul online. Da? Eu îmi dau seama că în momentul acesta... profesorii, așa cum sunt ei buni sau răi, da? Sunt un fel de mici supermen. De ce spun asta? Păi hai să o luăm logic, domnul general. Ce face un profesor în momentul ăsta? Sau ce ar trebui să facă el? Păi, ca profesor trebuie să știi foarte repede, să înveți foarte repede cum să predai online, da? Trebuie să montezi un dispozitiv digital, corect, să, pentru a fi filmat, trebuie să instalezi un router ca să poți să lucrezi, să prinzi frecvența de internet potrivită, cum să joci în fața camerei, având o singură cameră, cum să menții interesul elevului, da? Al părinților care stau lângă elevul, de multe ori și comentează, uite ce face ăla, nu-i ok, nu-i ok. După aceea, trebuie să raportezi ce ai făcut, trebuie să-i calmezi, da nevoie pe părinții supărați, să intri în interacțiune cu conducerea școlii. După aceea, în timpul ce îți mai rămâne, trebuie să scrii articole care să poată să meargă acolo unde e cu ISBN, ISSN. De ce? Ca să poți să promovezi. Da. Trebuie să scoți niște bani din buzunar, să participi la cursuri, ca să ai cele 90 de credite. Nu? Mai faci un masterat, vreo 6.000-8.000 de lei.
specializări, etc. Nu e cam mult să fii și maestru în informatică, să fii și un bun actor, să fii și un bun transmițător de mesaje, un mediator, să fii și cel care transmite, să stai în același timp de vorbă cu 20-30 câți elevi sunt pe învățământul online. Da. Adică mie mi se pare deja că se discută... Pentru cei care și-au luat rolul la modul cel mai serios, și sunt mulți profesori și directori care și-au luat rolul serios în condițiile învățământului online, așa stau lucrurile. Și vă spun că este foarte, foarte, foarte greu. Și este greu și pentru profesori, este greu și pentru... Și atunci, dacă dorești să faci mai multe lucruri în condițiile învățământului online, consecința este că nu vei face practic nimic bun și eficient. Astăzi este joi. De obicei, joi la noi în emisiune era azi, e joi, e doctorul Harbuz Liviu. Da. Doctorul Harbuz Liviu, dacă nu este azi cu noi, este totuși cu noi, pentru că ne adresează și deschide pe chat-ul emisiunii o dezbatere care are foarte multe. Da. Cum pregătim o nouă generație de profesori care poate performa în sistemul de învățământ online? Există în acest moment o strategie operațională? Și au venit o mulțime de comentarii. Strategie în câteva luni. Sta să mai treacă vreo 30 de ani. Răspunde, mereu ne prin provocările cu chiloții în vine. Domnule, credeți că poate cineva să facă școală serioasă pe internet? Pe fond e corect ce spuneți dumneavoastră. Se discută aici, dar ne confruntăm cu evidențe situații pe care nu le putem nega. Pandemia. Viitorul ne va confrunta cu provocări pe care trebuie să fim pregătiți. Toate sistemele au nevoie de analiză de risc. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Deci, revin la întrebarea inițială. Există un plan de pregătire a unor generații de profesori sau a celor care sunt acum în învățământ? Da. Pentru toate aceste provocări pe care le... Nu numai pentru aceste provocări, eu aș spune pentru ce înseamnă educația, învățământul în general. Mă scuzați, am uitat să spun. Un plan nu pe hârtie. Nu pe hârtie, pentru că trebuie să acceptăm... Pe hârtie avem planuri să mărețe. Acceptăm că avem destule semnale în ceea ce privește pregătirea personalului didactic, că lucrurile nu merg bine. Adică eu nu pot să înțeleg, poți fi profesor, ai terminat facultatea și ai făcut 2 ore sau 3 ore de practică și ajungi în fața unui colectiv de elevi. Poți și învăța, eu sunt de acord, există disponibilitate, dar este foarte greu, foarte greu. Și atunci soluția aceasta a masterului didactic, urmez cursurile de învățământ superior, cursurile de licență, indiferent de ce specializare, și cei care sunt foarte buni și vor fi și motivați salarial să aleagă varianta aceasta a învățământului, adică să urmeze masterul didactic și după aceea să ajungă în fața copiilor. Asta este o chestiune foarte importantă care, dacă va fi pusă în mișcare, deja sunt locuri la masterul didactic. Nu vreau să risc aici să dau exact numărul de locuri care a fost alocat universităților pentru master didactic. Asta va fi un punct de plecare. În ceea ce privește învățământul în situații de risc, aveți dreptate aici. Adică avem strategia Europa Digitală, educația digitală, educația digitalizată. Există o strategie, dar strategia trebuie urmată după aceea, știți foarte bine. Acolo sunt niște obiective, niște ținte. Trebuie urmată de niște planuri, de niște programe care să conțină obiective clare, care pot fi operaționalizate, care înseamnă niște indicatori, care să poată fi urmăriți în timp. Pentru că altfel nu se vor produce schimbări. Este exact ca și la contractul de management și concurs. Dau un concurs, de exemplu, închei un contract de management, da? După ce am luat concursul 4 ani, ca director, de exemplu, sau sunt director cu concurs. Sau ca manager la o instituție, la o societate a primăriei. Mi s-a răspuns, sunt director cu concurs. Păi ești director dacă tu nu ai avut din start niște indicatori care să fie urmăriți. Pentru că cineva a reproșat, păi un director de la o școală foarte bună, așa se mișcă foarte ușor. Ce probleme are față de unul din rural? Păi dar ce în rural nu putem stabili indicatori de performanță? Acolo nu există progres școlar. Adică acolo dacă aș avea niște indicatori nu pot demonstra că am luat un copil de aici, de la 4 și l-am dus eu la 6. Și sunt
domnul Bălănescu. Păi haideți că... În școlile din rural sunt învățători, sunt profesori pentru care, care eu am stimă și admirație. Care fac eroism care acolo. Care fac eroism acolo și ei sunt exemple de urmat pentru cei din oraș care merg în condiții deosebite în ceea ce privește confortul, da? Domnul și general. Care fac și alte domnul lucruri general. Pe care eu nu le înțeleg. Adică nu pot să cred că un copil din școală de oraș, de la primar, trebuie să beneficieze de asistență tot din partea cadrului didactic după ore, ca să nu spun ce înseamnă această asistență educațională. Asistență plătită. Ore. Sau la un liceu. De multe ori condiționată. Sau la un liceu să asigur ore și în sistem intensiv să facă la o disciplină 8 ore pe săptămână și în ciuda acestui efort care este și financiar, elevii după la fel să beneficieze de asistență în disciplina respectivă. Sunt într-o altă emisiune săptămâna viitoare vreau să discutăm. Trebuie reglate în timp, pentru da. Că dacă nu da. Se va întâmpla lucrul acesta, atunci punem sub semnul întrebării, inclusiv ceea ce ne place nouă să invocăm, egalitatea. La Bicaza am rezolvat o clasă. O rămas Târgu Neamțu. La Târgu Neamțu 9 clase, da? Da. 3 clase pleacă de la, adică mai puțin la Creangă. Și anul trecut au mai pierdut. Asta așa. Este. 2 la Ștefan cel Mare. Opa! 1 la Conta. Una Conta. Da, au timp să se gândească acolo. Vor pedagogic, vor economic. Vor, adică e la voința vor lor. Vor economic pentru profesorul X, vor automatizări pentru profesorul Y. Adică trebuie să decidă la un moment dat care este politica școlii să-și gândească un plan foarte clar. Politică eclectică. Eu pot să înțeleg. N-ar putea să fac o clasă, și, o clasă cu 4 elevi la automatizări, 4 la pedagogic, 4 la... Se implică. Eu apreciez eforturile, dar ei trebuie să gândească la nivelul unității ce doresc, de unde vin copiii aceia. Nu trebuie să uităm da. Că ei au avut rezultate bune. Au avut rezultate. Să se gândească. Sunt tehnologic, sunt pedagogic, sunt vocațional. Exact așa și să vadă exact da, care... Da, dar acolo ar trebui să existe o dezbatere adevărată la nivelul Consiliului de Administrație. La nivelul școlii, nu la o nivelul dezbatere... orașului. Da. Așa. Deci avem 6 până acum, da? Da? O clasă de la vânători. De la liceul tehnologic al Himadrit. Nu de la... Nu. Acolo nu ne băgăm. Nu, acolo, acolo explic, nu ne băgăm. Vă explic imediat. Acolo nu ne băgăm, așa, da. Așa, o clasă. La Oglinzi o clasă și la Petricani o clasă. Cele din rural sunt de regulă, v-am spus, clase care funcționează cu efective la minim. Sunt școli care nu au o bază materială, ca să nu ne amăgim. Adică nu au condiții pentru ceea ce înseamnă practică. Ceea ce... Pe mine mă deranjează. Anul trecut am făcut niște eforturi pentru învățământul dual. Am avut clase de profesională în sistem dual. Iar anul acesta, din partea conducerilor de școli, mă refer filiera tehnologică, da, unde avem și învățământ profesional, s-au făcut prea puține eforturi pentru ceea ce înseamnă identificarea unor operatori. Uneori am identificat noi și dumnealor n-au vrut să facă pașii aceștia. Pentru că au constatat probabil că colegii care predau acele discipline de specialitate vor avea ori mai puține. Când sistemul acesta dual se modifică un pic ponderea între ceea ce înseamnă practică și respectiv pregătirea teoretică de la un an la altul și păcat că s-a întâmplat așa ceva, pentru că acești operatori fac niște eforturi mari. Și am pe hidroelectrica da, care a ajuns la mine... După că nu mai aveam ce face, după ce am trecut cu propunerile pentru... Hidroelectrica are nevoie de oameni. Hidroelectrica ajută, poate, are nevoie de electrician, de nu știu care. Da? Și-ar face o clasă duală. Da, pentru că dumnealor vin cu niște bani aici, vin se cu fac baza investiții, de practică. Da, sunt foarte și multe. Și am dus în zona Roman, că e greu de cerut, domne, trebuie să ceri aviz, trebuie să umbli după autorizare, nu, ceva nu se naște, da? General, dacă directorul caută o soluție la un liceu teologic, cred că, să nu greșesc, cred că de la franciscani au venit la mine, pentru că i-am luat la întrebări de ce au efectiv pe filiera vocațională, teologic. Și au găsit o soluție. Au cerință pentru și ei, pentru clasă de științe sociale. Ok, atunci vei primi o clasă, 1 pe 2, 1 pe 2. Și atunci nu vom mai apărea cu efectivii mici. Că efectivii mici știți ce înseamnă. Și eforturi financiare, ca să nu ne ascundem.
învățământul nu îl judecăm exact. Licee particulare avem? Învățământul particular și liceal, așa, pentru mine n-au însemnat, cred că de-a lungul timpului, o experiență. Da, avem acum? Avem. E liceul particular numărul 1 de la Alexandru cel Bun. Rezultatele se cunosc, discutăm. Nu e vorba numai de rezultate. Că știți foarte bine că și dumnealor acum sunt finanțați la ceea ce înseamnă finanțarea de bază, adică plata salariilor. Știți treaba asta, că se fac eforturi și pentru învățământul particular. Dar când nu ai elevi și vii an de an ca să-ți dau aprobare funcționare subefective, adică cu cât funcționează? Legea, adică să funcționezi cu 8 elevi, nu la o clasă, sau cu 9 elevi. Este mai greu. Legea permite lucrul acesta. Încurajăm. Bun, eu înțeleg, dar dacă funcționezi cu 9 elevi la o clasă, presupunem că elevii aceia au timp să facă mult mai multe lucruri la ore. Pentru că aici avem rezultate? Exact ca și în mediul universitar privat, cum s-au creat universitățile, ideea era aceasta, că te duci spre privat pentru că acolo lucrurile se desfășoară mult mai bine decât la stat. Nu? Cel care are bani, care depinde din ce are punct potențial de vedere economic și are un copil, își duce și el copilul tot la școala de stat, unde sunt cele mai bune condiții, mă refer la resursa umană. Am depășit timpul, o oră, final, dacă mai aveți ceva de comunicat și săptămâna viitoare vreau să ne întâlnim să discutăm unele din aspectele care nu le-am discutat. Deci ca să sintetizez, deci vreau să cred că în spațiu public informațiile acestea ajung corect, deci nu se taie clase, nu... Deci este o dimensionare a planului de școlarizare în raport cu absolvenții clasei a 8-a. Anul viitor avem baza de date, cei care sunt la a 7-a ca efectiv sunt la nivelul celor de anul trecut, deci la nivelul 2019-2020. Deci vor fi câteva clase în deci plus. Deci anul viitor aceste clase așa, vor putea figura înapoi în planul lor. Pot veni cu o ofertă în care să aibă o clasă în plus. Dar peste 2 ani deja... Dar după 2 ani, dacă ne uităm acolo, există o anumită pantă. Și este explicabil prin evoluția demografică. Au plecat foarte mulți afară, se nasc mai puțin copii. Acestea sunt problemele cu care ne confruntăm și n-aș dori ca rezolvarea lor să o privim în primul rând prin prisma normelor didactice. Am înțeles. Adică să ne oprim aici. La copii, ce facem bine pentru copii. Ne oprim aici, domnule inspector școlar general. Cu promisiunea că săptămâna viitoare vreau să discutăm, eventual poate mai aduceți pe cineva din inspectorat pe un anumit domeniu, da. Să discutăm un pic plaiul, da. Plaiul respectiv, câte norme au fost făcute, scoase și dacă ele, cu exemple, că tot vorbeam de... Dacă ele erau viabile. Există un astfel de plan și la nivelul regiunilor de dezvoltare și planul de la nivel local. Lăsați-mă. Noi am avut dezbateri, să știți că am avut o dezbatere și am prezentat astăzi aici, am prezentat și în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social și acolo s-a pus accentul, vreau să vă spun, asta doresc, sunt reprezentanți ai operatorilor, doresc școală profesională, doresc învățământ dual. Păi, dar dacă nu au niciun avantaj aproape și toate cheltuielile și toate obligațiile vin pe operatorul economic, da. Și el dorește. Dom'le, băieții ăia deștepți care ne conduc, nu-și dau seama că ar trebui operatorul să fie și el protejat? Nu, chiar și în aceste condiții. Să știți că nu s-au plâns în primul rând de bani. S-au plâns în primul rând de ceea ce înseamnă planul de învățământ. Nu, doresc se plâng mai de multe altceva. Ore pentru practică. Dore altceva, domnul general. Se semnea, ei vor niște contracte care să le spună la finalul perioadei de școlarizare. Dacă eu am cheltuit și am ajutat statul român să școlarizeze niște oameni, oamenii ăia să lucreze în locurile de unde au venit bănuțul, măcar 2-3 ani. Ca omul ăla să-și poată face un plan de perspectivă. Corect, aici nu știu în ce măsură e posibil acest lucru, în condițiile în care suntem noi membri ai Uniunii Europene. Dar nu-i vorba. Nu, există contracte care nu se respectă. Da. Deci eu am semnat un contract pentru învățământul dual și mi-asum ca părinte și elev. Contractul respectiv, vin niște bani de la operator, fac practică acolo, vin și niște bani de la stat. Da. Deci este o dublă legare sunt prin contract. Sunt operatori care au făcut și mai mult, domnule. Și la final eu plec. Nu dau exemplu, că probabil să nu facem publicitate. Un operator aici, domnul Crețu, la Pângăraț.
a făcut cu acordul părinților, permite și legea la copii care au vârsta de peste 15 ani. Da, le-am mai dat niște bănuți, da. Da? Contracte de muncă. Să lucrezi. Foarte frumos, da. Pentru că stând în fabrică acolo, lucrând acolo, da. Capătă experiență, dobândesc abilități, competenții. Da. O să trebuiască să discutăm o dată, probabil că aveți un inspector pe învățământul acesta tehnologic. Da. Să vedem... Doi. Să vedem într-o zi care sunt practicile oculte sau neoculte cu numărul de ore pe învățământul tehnologic. Când crezi numărul de ore? Că practicii... Da, e problema noilor planuri la clasa noua, unde, într-adevăr, acolo se reduce un pic la pregătirea teoretică, la liceile tehnologice, la ele mă refer. Dar nu trebuie să-și facă probleme, că sunt rezerve la liceile teoretice. Avem ore acolo. Am înțeles. Prin noile planuri sunt avantajate. Deci trebuie să discutăm săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu mulțumesc. Oameni buni, mulțumesc pentru răbdare. Și aștept și răspunsuri, întrebări pe adresa de mail personală, e pusă pe site-ul inspectoratului, deci, mesaje pe telefonul personal. La și care dacă nu vă răspunde generalul, ne dați nouă și îl întrebăm. Nu, răspund. Noi ne oprim aici, îmi permit să fac și o precizare. Bine că nu a nins foarte tare acum, că dacă mai ningea și se puneau vreo 10 cm, probabil că se oprea și învățământul online din cauza condițiilor meteo. Ne oprim aici, vă dorim cele bune și să sperăm cu toții că vom avea cât de curând învățământ față în față, că asta înseamnă că ar fi condiții pentru așa ceva. Din păcate, în județul Neamț a început din nou să crească rata de infectare. Cred că astăzi depășim 1,50, intrăm în scenariu galben, iar Piatra Neamțul deja a depășit 3 la mie și dacă și astăzi se menține rata, trec cele 48 de ore în care Comitetul Județean pentru Situații de Urgență trebuie să ia niște măsuri. Cele bune, numai bine!